Ei, salutare prăduitorilor! Bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 20, un nou clip din seria pe Opening. Astăzi luăm premiile de la Squad Battles, Elite 3, 100%. Discutăm puțin despre echipă, despre Weekend League-ul, ce tocmai a trecut, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repșorul de like, să stați un moment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul, de ce să bifați clopoțelul, de ce să faceți toate nebunile astea, să fiți la curent cu tot ce postăm. Echipa o știți, cine a fost ieri, halalter și vineri pe live o știe. Mi-a plăcut să știți Mendy, mi-a plăcut, bine, Militao mai jucase, Nelson mi-a plăcut, chiar și Dembele, Dybala, Lautaro, Hazard nu mai zic, da. Deci o piesă, două piese, 3, 4, 5, 6, mai mult de jumate de echipă schimbată a fost săptămâna asta și bă, toți s-au descurcat bine, mă. Chiar și toți, ce chiar și absolut toți. În secțiunea de comentarii vreau să-mi spuneți ce upgrade-uri ați vedea la echipa mea, fraților. Hai, vreau să vă puneți mintea la contribuții și ce ați face voi în locul meu. Dar mare atenție cu pozițiile astea blocate. Oblak, Piqué, Roy Keane, Hazard și Nainggolan. Deci astea 5 poziții blocate. Aștept în secțiunea de comentarii. Pentru că scarturi untradeable și na. N-am ce să fac. Weekending-ul, bineînțeles. După cum vedeți, mai sunt 6 ore. Eu filmez clipul ăsta pe la... Cam acum s-au dat reward-urile pe la 2 și ceva în țară. 14 winner, 14 cu 2. N-a mers rău, să știți. O a fost o furăciune. Și na, 14 cu 1. Nu mai am dispoziția necesară să trag la Elite. Rămânem aici. Și aia e, nu? Hai să luăm premiile Squad Battles. Sunt curios ce Team of the Week o să fie, pentru că se preconizează unul destul de interesant cu Son sau De Bruyne, cap de afiș. O să vedem, avem timp. Un megapack și două pachete, 25.000 plus 12.000 cash. Squadul lui Fernando Palomo. Cine o mai fi și ăsta? Nu știu. Fotbalist? O fi fost ăsta fotbalist? Nu știu. Hai să vedem echipa. L-a băgat și pe Messi și pe Ronaldo și pe Nine, Zidane. Are ceva cu ăștia de la Liverpool, văd. Interesant. Scoa. De Bruyne, cum ziceam, se preconizează cu sea 93, second in form. Ar arăta Nai și e belgian și se zic Hazard, Nainggolan, dacă ar veni și ăla. Parcă ți-e prea mult, dar oricum e nice, gagiu 5 cu 4, ai hype, pe stamina 91, e insane rău. Îi dai ce poți, cred că i-aș da Engine. Engine sau Hunter. Bine, să vedem dacă este întâi, după aia să vedem dacă ne pică, e cale lungă, nu ne facem plan. Hai să deschidem pecurile. E un episod scurt, fraților, să știți că vă aștept și cu un live, probabil la amiază, cel mai probabil, să vedem acum. Deci un megapack și două din astea 3. Hai frate să luăm, lăsăm mijloc în pace, nu? Stânga și dreapta, luăm întâi pe Vinicius. Dacă ar fi un knockout ar fi senzație, dar nu știu ce să zic. N-avem nimic aici. Ne luăm pe Pastore. Ok, dăm un knockout azi. La pachete oricum e teroare la mine, știți bine, nu mi-a dat absolut nimic. Walkout tăia de... La walkout-uri. De discard, cum s-ar zice, de 15-20 de mii. Mi-a dat un mare zi în formă, 100 de mii și atât. Unul singur. Ia să vedem mai departe, se poate un walkout? Nu se poate, din păcate. Walkout este un bășit. Volan, cine? A, Werner, dar nu mai e nici ăsta ce a fost. Werner de 83. Așteptam, frate, bama. A un knockout, să scap de emoții la... Cât mai e Werner? 7.000? Ce e 7.000? A, eu pun la un 6.900, dacă se dă bine, dacă nu e. Bun. Barella și Zabaleta. Barella văd că s-ar da la un...
750. Zabaleta totuși e Premier League, forțăm și la el puțin o 750. Restul acum, Rodrigo ăsta, scurios dacă o să ia Future Star, pentru că mi se pare mult mai ok decât Vinicius pe atul ăsta. Așa, vedem. Mega Pack, abe boții, bine. Hai, dacă oricum Mega Pack-ul e un shit. Ia să vedem. E inform atât, din păcate, mexican, ar fi însemnat ceva inform, out. Mi-l dă pe Jimenez de la Wolverhampton 83. Mai poate să fie ceva după, dar greu de crezut. Eu nu cred că mai îmi dă ceva. Nu. Ar fi frumos, dar n-am eu șansa asta. Cum vă ziceam. Ce să faci cu ăsta, frate? Îl pun și la 12.000, poate dă cineva pe el. 12.000, cam 30.000 am făcut din pack-urile astea mirobolante. Din reward-urile astea 30, cam slăbuțic pentru un Elite 3. Dar, hai. Dacă era un knockout, era nice. Orice knockout ar fi mers, pentru că acum sunt... Au crescut puțin, dar nu este o problemă, mergem mai departe. Mai avem pe opening și joi. Să încerc să strâng. Cât să strâng? 20, am 5 pachete. Încerc să strâng peste 20 de pachete și cred că o să reușesc. Așa că, da, vedem ce o să fie, nu? Chiar vedem ce o să fie. Sper că v-a plăcut clipul. Eu am fost Surdacio, Surcioaca. Vă spun și rămâneți pe viață cei mai tari și până data viitoare, pace, stimă, iubire, credință, Big Boy, Big Smoke, respect pe viață, un episod scurt. Mă bag și eu la sun, fraților, că să mor după muncă, după live, după episod. Trebuie să și dormim, nu? Hai, poate ne auzim mai acolo. Șanse mai, vedem. V-am salutat, mă atrageau!